Am vrea să vă rugăm să veniți să vedeți cum arată Parcul Ostrovenilor. Suntem în vârstă și ne-ar plăcea să ieșim din casă la aer, să stăm pe o bancă și să ne bucurăm de verdeața din jur. Băncile nu le repară nimeni, noi singuri le-am legat cu sârmă. Gunoiul este peste tot pentru că și coșurile au fost rupte. Așteptăm de ceva ani să se facă și pentru noi ceva. Problema locuitorilor din zona Parcului Ostrovenilor a fost făcută pe adresa de mail a televiziunii știri@televiziunea-severin.ro. Zona de agrement este plină de gunoaie aruncate atât pe spațiul verde cât și pe bănci. Iar aceasta nu este singura problemă. Noaptea, parcul este cufundat în întuneric. Diferența dintre un parc recent amenajat și cel al Ostrovenilor este colosală. Aleile sunt distruse, coșuri de gunoi nu există și nici vorbă de becuri pentru iluminat. Părerea mea este că nu locuiește pe aici nici unul care e la prefectură. De exemplu, parcul de acolo, care e vis-a-vis de Tutilescu, e rezolvat. Și mai sunt din astea parcuri. Dacă fi oameni privilegiați pe aici, cred că s-ar îngriji parcul. E mizerabil. Pe cât a făcut lucruri de frumoase în Severinul ăsta, parcurile le-a lăsat, nu ăsta, toate. Este mizerabil. De cele mai multe ori, oamenii au luat locul autorităților competente și le-au reparat cum au putut. Aseară a rupt o bancă, acolo unde stau oamenii ăia, și am dus cu soțul și am făcut-o. Am bătut. Dumneavoastră ați reparat-o? Da, da, uite, merge să vedeți acolo. Și a bătut niște cuie și a legat cu sârmă și a lăsat-o mai departe. Aș dori să arate frumos ca și în alte părți, da, dacă oamenii nu păstrează. Oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să păstreze tot ceea ce s-a reabilitat. Sunt anumite chestiuni care nu țin neapărat de autorități, ci de civilizație. Orice problemă pe care o aveți, o puteți sesiza pe adresa redacției RTS. Puteți face acest lucru prin SMS la numărul unic 1284, prin e-mail pe adresa știri@televiziunea-severin.ro sau office@televiziunea-severin.ro sau telefonic la numărul redacției 0252320320.